În perioada 10-11 iulie, polițiștii din cadrul biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat 17 controle la deținătorii legali de arme și muniții pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale. Acțiunea s-a desfășurat în municipiul Râmnicu-Vâlcea, în orașele Călimănești, Brezoi, dar și în comunele Golești și Budești. În urma controlei au fost înregistrate 5 dosare penale pentru nerespectarea regimului armelor și muniților, polițiștii constatând că unii proprietari păstrau armele în alte locuri decât cele permise. Autoritățile au menționat că au fost aplicate sancțiuni contravenționale de 8.000 de lei, în 4 situații fiind dispusă anularea dreptului de deținere a armelor și munițiilor.